seara, dragii mei! Am ajuns acasă de la cumpărături. Am închis vlogul pe care l-am început astăzi sau ieri, nici nu mai știu. Și acum încep un haul de cumpărături. Să vă arăt tot ce am... Nu tot. Vă spuneam în vlog că am aici niște jucărioare, niște chestiuții pentru Filip. Depus în calendarul advent, pe care o să vi-l arăt și vouă, dar într-un vlog în care o să fac asta. Și mai am aici niște jucărioare pentru nepoțelul nostru, Darius, pe care la fel nu vi le filmez. Dar vă arăt ce am cumpărat din Lidl, vă arăt ce am cumpărat de la H&M. Trec așa prin toate cumpărăturile, așa că hai să facem un haul de cumpărături, că n-am mai făcut de foarte mult timp. Nu mi-aduc aminte când am făcut ultima dată un haul de cumpărături, așa că hai să vă arăt și vouă ce am cumpărat. Bine ați venit la mine pe canal, dacă nu sunteți abonați, mă ajută enorm să vă abonați, îmi dați un like și hai să vă arăt ce am cumpărat. Începem așa, ușurel, ușurel, cu începutul. Am acolo sacoșelile cu ceea ce am cumpărat din Lidl și din Carrefour, dar ce am cumpărat din alte magazine, că am fost peste tot. Hai să o luăm așa una câte una. În primul rând, aici sunt două cărticele pe care le-a cumpărat, de fapt, soacra mea pentru nepoțelul nostru, Darius, să-i le trimită, că o să trimitem, cred, un pachetel la ei. De asta și noi vrem să-i punem acolo câteva lucrușoare, doar că nu vi le arăt. Uită și ei la vlog, așa că na. Hai să-i surprindem puțin totuși. Două cărticele, aceasta, primele sunete de animale, are aici siguranța și nu o să-i o desfac eu, așa că sperăm să fie o carte frumoasă și plăcută. 22 de sunete de animăluțe. Cărticelele le găsiți la Carrefour și în ideea asta vi le și arăt, că poate vreți și voi să cumpărați, să căutați. Cam așa arată cărticica. E foarte frumoasă, are niște pagini foarte faine, cartonate și foarte calitative. Și foarte frumos ilustrate. Și v-am zis, ca și sunete, nu știu să vi le redau. Aici este o altă cărticică care mi-a plăcut tare mult mie. Îmi place că are scrisul foarte mare și că, nu știu, mie îmi plac culorile din cartea aceasta, îmi plac ilustrațiile. O să le dau deoparte, lângă celelalte lucruri pe care le avem aici pentru el. Mai departe, am fost la Kik. Din Kik am cumpărat pentru Filip ceva. I-am luat și o căciuliță, care e foarte drăguță. A fost 20 de lei. Dar este căptușită, e foarte călduroasă și e drăguță, mi-a plăcut. Nu aveau foarte multe variante, atât de tare m-am enervat în magazine astăzi, pentru că cele mai multe lucruri frumoase sunt pentru fetițe, tot felul de hăinuțe, rochițele, papucei, fundițe, deci cele mai multe. La băieții nu găsești mare lucru. I-am luat căciulă, din Pepco i-am luat niște mănușele. Mai grosuți așa, pentru când merge dimineața la grădiniță, că zice că îi îngheață mânuțele. Deci avem mănușele și căciuliță. Tot din Kik am luat pentru calendarul advent aceste punguțe. Au fost 12 lei. Punguțe din hârtie cu stickerele acestea de la 1 la 24. Eu o să am nevoie, cred că, doar de stickere și de unele punguțe, pentru că mi-am luat hârtie din pachetat, ca să împachetez, pentru că anumite cadouri nu o să-mi intre în aceste punguțe. Dar punguțele sunt așa, din hârtie simple. Tot pentru calendarul advent, dar am zis să vi le arăt. Dacă sunteți în căutare, să știți că găsiți în Kik. Eu doar acolo am găsit. De la Pepco mi-am luat așa eu un elastic de păr. Au fost 3 lei. Tot din Kik. Să știți că astea sunt așa amestecate, că sunt 2-3 din fiecare magazin. Am luat bani de scotch, cu tot cu acest dispozitiv care să ne ajute la împachetat cadourile. Din Pepco, nu, hai să fac așa, tot din Kik am luat felicitări. 3 am aici, trebuie să mai am normal undeva eu, trebuie să văd dacă le găsesc. Pentru că vreau să trimit, mai vreau să trimit de Crăciun așa luna viitoare la câte o persoană. Și vreau să avem și câte o felicitare, iar astea mi s-au părut foarte finuțe și foarte simple. 3 lei bucata. La fel, dacă vă interesează, au foarte multe variante. Din Pepco am luat acest set cu lumânărele. Au fost 5 lei și miroase a scorțișoară și a portocală și a toate cele bunătăți. Tot așa, de Crăciun. Aici am ceva rătăcit din Carrefour. Nu știu cum a ajuns în sacoșa asta de aici, dar în fine.
Este nufărul pentru scospete. Dacă nu l-ați văzut la mine recomandat, vi-l recomand super cu încredere pentru petele pe de pe hăinuțele puișorilor voștri. Foarte bun este, mie îmi place tare, tare mult. Și este vreo 9 lei, 50, 10 lei. Sau depinde din magazinul pe care îl... Din magazinul din care îl cumpărați, l-am cumpărat și cu 11 lei, dar cel mai scump cu 11 lei și așa 9,50 lei am dat în Carrefour. Din Pepco mi-am luat această frumusețe de căniță. Vai, deci am văzut-o la toată lumea, pe TikTok, pe Instagram, pe YouTube. Deci, efectiv, ia uitați-vă voi ce cană frumoasă, e atâta de drăguță. Cum să nu-mi iau eu cănița asta? Aveau foarte multe variante de căni la Pepco. Cu greu m-am abținut să nu-mi cumpăr mai multe. Nu mai vreau să-mi cumpăr căni foarte multe, dar cu asta n-am putut. Efectiv, e prea frumoasă, e prea drăguță. Au fost 21 de lei, în cazul în care vă interesează. Și să știți că o găsiți la Pepco. Mai departe am aici acest set care e luat-o din Pepco. Este un set pe care am plătit 16 lei, cu 4 roli dintr-astea de hârtie, din pachetate cadourile, cu fundițe și cu ață dintr-astea pentru cadouri. Deci mi se pare super fain kitul ăsta, ca să zic așa, pentru cadouri. Și mi s-au părut și drăguții hârtiile. Mai erau două variante, dar cred că asta mi s-a părut, mie asta mi s-a părut cea mai ok. Aici avem clementine pe care le-am luat acum când am venit acasă de la magazinul... De la noi din sat și pe lângă clementinele astea. Bun, să revenim. Tot din magazinul acesta de la noi din sat am găsit bicarbonat de sodiu la 1 kg cu 10 lei kilogramul și îl folosesc la, vreau să-l folosesc la tot felul de soluții pe care să le fac în casă, cu bicarbonat, cu lămâie, cu oțet. De asta mi-am luat 1 kg. În principiu l-am luat pentru curățarea casei. O să mi-l pun într-un borcan și o să am acolo 1 kg de bicarbonat care să-mi ajungă. Clementinele, care sunt preferatele noastre de sezon, bineînțeles. Și acum hai să vă arăt ce am cumpărat de la H&M. I-am luat lui Filip, pentru asta ne-am dus, ca să-i cumpărăm lui Filip ghetuțe. I-am luat ghetuțele astea care mie mi se par extraordinar de frumoase. Au fost 90 de lei. Mi s-au părut tare, tare frumoase. Și acolo, când ne-am dus, să știți că sunt de la băieței cumpărate, deci fără să fie vreun dubiu, nu găseam. Deci toate ghetuțele frumoase erau la fetițe. Deci, nu pot să zic, m-am supărat așa de tare în H&M, atâta de multe hăinuțe de fetițe, rochițele, ciorăpei, fundițe, chiar și la jucării, când te duci tot pentru fetițe cele mai multe. Deci nu ai foarte multe variante, dar ăștia sunt chiar foarte frumoși și mi-au plăcut tare, tare mult și vin foarte bine în picioruțe. Așa, și am mai luat o pereche de ghetuțe care sunt blănite așa înăuntru. Astea nu, adică cred că au ele ceva blăniți, dar astea sunt mai potrivite cu ceea ce se întâmplă. Astea să fie așa mai de ocazie, iar astea să fie de purtat la grădiniță și... Așa, le-am luat în mărimea... 24, cred că, da, în mărimea 24, atâta poartă Filip la picioruț. Filip e mărunțel, e micuț, așa, nu-i foarte mare și are 24 la papucei. Cam ăștia ar fi, nu știu ce să vă spun mai mult despre ei, decât că ăștia sunt papucei. Și am cumpărat o curia, am găsit, nu știam, nici nu știam unde să caut, dar am găsit și este și ea pe mărimi, este mărimea 55. Și-i vine foarte bine, că i-am pus-o așa puțin să vedem dacă nu-i prea mare. Pentru pantalonașii lui, dacă aveți problema aceasta ca și noi, lui Filip îi vin pantalonașii pe picior și în talii îi sunt largi. Și atunci îi trebuie ceva care cu care să putem să folosim pantalonii, pentru că dacă îi sunt largi în talii, cade pe el, vă dați seama. Și i-am luat-o pe aceasta, au fost 30 de lei și sperăm să fie bună, că aveam mare nevoie de ea. Aici am luat o bluziță, mă gândeam ca să-i dau bluzița pentru că săptămâna viitoare are ședință foto la grădiniță pentru ceva poze de Crăciun și m-am gândit să-i dau bluzița asta cu papucei pe care i-am aici și cu o pereche de pantalonaș, blugi ceva. Nu am zis să nu-i dau cămășuță, noi la pozele de Crăciun cam în cămașă le avem și o să facem noi pozele de Crăciun acasă. Dar mi s-a părut frumoasă că am vreau să merg prin nuanțele astea. Nu vreau să dau un cămaș roșii sau mai știu eu. Nu, mă rog. Mai avem așa o pereche de papucei de casă. Sunt cu
Harry Potter. Sunt din gama aceasta cu Harry Potter. Și erau la reducere. I-am cumpărat cu 22 de lei și 99 de bănuți. Și m-am gândit să-i cumpăr pentru grădiniță. Am văzut că mai erau copii care aveau papucei de casă la grădiniță. Ei stau 4 ore încălțați cu papucei. Și Filip are o pereche de tenis. La grădiniță, sincer, nici nu știu dacă îi mai vin, dacă nu-i mai vin. Și am zis că hai să iau așa, să vedem. Dacă o să se obișnuiască cu ei și o să-i țină în picioare, foarte bine. Că-s comozi, călduroși, moi. Dacă nu, o duc acasă și o să-i dăm pe acasă să-i poarte. Are și buline dintre aceste antiderapante, deci sunt foarte buni. Am să-i duc mâine dimineață să vedem dacă că mâine îl duc la grădiniță. A fost acasă zilele astea, fiindcă a fost răcit. Dar mâine merge la grădiniță și o să-i dau să vedem dacă îi poate purta. Iar aceștia au fost în mărimea 24-25, pentru că erau așa, 24-25, 26-27, cam așa erau, iar eu am găsit așa. Mi-am mai luat de la casă un pachet de șervețele foarte frumoase. Sunt atât de frumoase și de simple și aveau mai multe variante, dar n-am putut să stăm așa de mult, să stăm, să ne uităm, să ne... Că eram așa agitați, am stat mult cu probatul, aglomerații și toate cele. Și am luat așa un set și mi-am luat o lămâie. O lumânare cu lămâie care arată foarte bine, foarte frumoasă și are capac. Și miroase a lămâie. E foarte drăgălașă. A fost 10 lei și arată foarte bine. Îmi place tare mult modelul, ca să zic așa. Și faptul că are căpăcelul acesta din lemn. Așa. Cam astea au fost cumpărăturile pe care pot eu vouă să vi le arăt momentan. Le pun la loc, le strâng și apoi trecem la cumpărăturile din Lidl și din Carrefour, cumpărăturile alimentare. Hai să pun astea la loc momentan. Cănița asta, efectiv, sunt topită, îndrăgostită, nu mai spun cum sunt de ea. Hai să vă arăt și ce avem în sacoșelele de acolo. Mă gândeam să facem așa, să vi le arăt așa, adică să vi le arăt toate pe masă. Hai să le luăm una câte una. Să vă arăt ce am cumpărat de la Carrefour și de la Lidl. De la Carrefour n-am luat mare lucru. Am luat așa o plăsuță cu lămâi. Am luat pentru Filip. Îi plac super mult aceste. Astea de mozzarella pentru Filip. Sunt 4 batoane. Astea le luăm din Carrefour de fiecare dată când mergem. Le iau de fiecare dată când mergem. De la Belvita am luat acești biscuiți cu miere, cu alune de pădure și cu bucăți de ciocolată, ca să-i punem și lui Filip la grădiniță cât un biscuit, dar ca să avem și pentru dimineață. Ce am mai luat din Carrefour? 1 kg de zahăr, pentru că noi facem prăjituri, că doar așa folosim zahăr, în rest noi la ceai punem miere, dar pentru prăjituri am nevoie de zahăr. 6 lei s-a făcut kilogramul de zahăr. Ăsta era 5 lei 70. 6 lei s-a făcut kilogramul de zahăr. Eu sper să nu fi ratat nimic. Să vă arăt acum tot ce am luat din Carrefour, ca să vă arăt apoi ce am luat din Lidl. Am luat un aluat de foietaj. Să-l pun în congelator. Am zis să-l încerc și pe ăsta de la Carrefour, că eu tot îl iau pe celea de la Lidl. Dar am zis să-l încerc și pe ăsta de la Carrefour. De la Lidl am luat așa ouă, sper să nu fie sparte, că văd că e cam îmboțit ambalajul. Am luat un cofrag de 30, pentru că mai facem prăjituri în perioada care urmează și adică se iau așa câte 10, 10, 10, am luat 30 deodată. Două pungi de Doritos, tortilla chips nachos cu brânză. Vreau să încerc să fac un sos, am văzut pe TikTok, sper să fie ok. Sunt curioasă, o să vă arăt și vouă cum iese și cum îl fac. Am luat două pungi, l-am descoperit acum mai recent. De fapt, știam că l-am mai mâncat, dar nouă nu ne plăceau. Dar acum, în ultimul timp, ne plac tare mult. Am luat șuncă de pui. Din gama de lux am luat aceste coșulețe din foietaj. Pentru Crăciun le-am luat. Să le avem pentru masa de Crăciun. Foarte multe chestii faine aveau în gama de lux. Opa! Super, super multe chestii foarte interesante. Ce mai avem aici? O pizza scrie cu porcini și trufe, cam așa arată ea, s-o dezghețat săraca, cred, ca și ingrediente. Pizza cu hrib și sos de trufe și brânză mozzarella, așa arată. Vrem să facem seara asta, dar vrem să facem când o să fie și Filip, și Filip a dormit în mașină, așa că o să facem într-o altă seară. Un chefir mic,
N-am mai mâncat de dimineață, am mâncat un covrig la miez azi. Și dimineața am mâncat niște cartofi cu un sos așa de muștar. Și mi-este sincer super foame, mi-este 8 și ceva. Să știți că și oamenii grași mănâncă. Am mai luat o brânzică făgăraș dintre aceasta light. Usturoi granulat, pentru că am un borcanel și mi s-o goli borcanelul acela. O luat rare și un super glue dintre asta se lipească, nu știu ce mașină lui Filip și-o stricat-o. Un piept de pui afumat, asta ca să mai fac diverse chestii cu el. Pentru pisici am luat ceva nou, de la, tot de la Koshida. Au ceva cremă în interior. Vreau să vă spun că arată că ar avea 2 calorii per bucățică. Sunt umplute cu ceva cremă și sunt așa, nu știu, nu le-am mai încercat. Au aici un sistem dintre ăsta așa. Ia să vedem. Dar nu le-am mai încercat la pisicile noastre. Sunt curioasă dacă o să-i placă. Arată interesant. Arată așa ca niște pernuțe dintre alea Viva. O să le dau în seara asta. Aici am luat felii de brânză. Felii de brânză topită pentru sandwich-uri. Și ceva interesant de la Shoghetan. 2 variante. Ambele sunt variante de ediție de iarnă. Arată foarte festiv. Asta este cu pumpkin spice. Este un pic mai aproape ca să vedeți. Așa arată pumpkin spice. Și aceasta este candy cane mint. Cam așa arată. Nu știu, arătau super, super festiv, așa și super bine. Acum să vedem și cum or să fie. Și mai am un sacoș. Hai să vă arăt și ce am în sacoșa de aici. Hai să vă arăt și ce am în sacoșă. Mi-am luat tot din gama de lux aceste ceaiuri cu ananas și cu piersică. Și astea tot le-am văzut recomandate la fete, așa că abia aștept să le încerc. Arată destul de bine. Am luat o pâine, așa mai mare. Eu v-am spus deja că o congelez. Pâinea care o porționez, de exemplu, știu că noi mâncăm cam atâta. Restul o pun în punguți între acelea cu zip și o bag în congelator. Când am nevoie, o scot un pic mai înainte și avem pâine proaspătă, care nu se strică, nu se întărește, nu mucegăiește și se menține foarte bine. Pâinea asta nouă îmi place tare mult, este cu multe semințe și foarte bună. 2 caseroli dintre acestea cu roșii, cherry prunișoare, arată bine. Să-mi spuneți dacă vă place să vă arăt așa, să facem așa holul de cumpărături sau dacă vă place cela clasic. Așa, am mai luat din gama de lux această pastă cu somon, tartinabilă cu somon. Arată așa. Nu știu cum este, că sincer să fiu, n-am mai încercat-o. Arată așa, că să vedeți, că e rozeul ăsta, somon. Așa. 2 litri de lapte. Asta este laptele pe care îl consumăm. Două kilograme de făină. M-ați întrebat, văd cum curge. M-ați întrebat ce fel de făină folosesc. Mi-o curs ceva aici, nu știu ce. Ce fel de făină folosesc eu atunci când fac pâine, aluat pentru pizza și așa mai departe. După părerea mea, asta este cea mai bună făină. Mi-mi place mult de tot cum îmi... De fiecare dată când am făcut, mi-a ieșit pufoasă și pâinea, mi-a ieșit și cozonacul, este pentru cozonachia. Mi-o curs acum, îmi dau seama din ce mi-o curs, că e aici pe fund. Mi-o curs din spanac, am luat spanac congelat. Am luat chifle coapte în cuptor, din piatră. Astea le băgat în cuptor. Astea sunt chifle dintre acelea pe care le bagi 10-15 minute în cuptor și ai chifle proaspete. Sunt 7 chifle. Cam așa arată. Le aveam pe listă și le-am găsit și reduse, așa că m-am bucurat, vă dați seama. Sunt chifle mari, destul de mari. Și le pun în congelator și când nu am pâine, am scos și am băgat 10 minute în cuptor și avem pâine. Mai ales pentru sandwich-urile lui Filip de la grădiniță. Am luat foi de dafin, că nu mai aveam deloc. Un plic trebuie să le dau la cremerii, că mi-o dat zilele trecute și vreau să-l duc înapoi. 3 plicuri am luat așa, ca să mai am în casă.
Mie îmi place că merg la cumpărături, să-mi fac un stoc și să-mi cumpăr ce am nevoie, ci cam ce cred eu că n-am mâncat, să-mi fac o listuță dinainte și-mi cumpăr. Și pe parcursul lunii mai facem cumpărături, dar eu măcar știu că am pe stoc, de exemplu, făină, dau exemplu, sau detergent. Luna trecută am luat detergent, luna asta nu mai avem nevoie, că avem. Ce știu așa că nu am în casă, îmi trec acolo pe listuță când se termină și când mă duc la cumpărături mi-au. De exemplu, luna asta am uitat să-mi iau stafide, le aveam pe listă, dar am uitat de ele. Am luat 2 litri de oțet. Vă spuneam că vreau să-mi fac, să-mi curăț pe la baie calcarul și așa cu oțet și cu bicarbonat. Și mi-am luat 2 litri să-i am acolo în casă tot așa pe stoc, că nu o să folosesc 2 litri deodată. Așa. Așa, am aici o sacoșică care să știți că nu a fost cu noi la cumpărături, e de la noi de acasă. O conservă de mâncare pentru pisici, mâncare dintre aceea umedă. Văd că mi-o curs spanacul peste tot. Așa, spanac congelat, piure, pentru că vreau să-i fac lui Filip niște clătite. Wow, bună treabă. Iaurt grecesc, dar omul văd că e spart și cred că era spart din când l-am luat. Așa arată. Nu pot să rup, că se rupe rău. Îl rup eu după. Deci iaurt grecesc, dar nu o să meargă la cățel. O să meargă la Ricky. Mi-am luat unt cu sare de mare, tot din gama de lux. Abia aștept să-l încerc. De fapt, țin minte că am mai luat, dar nu mi-am mai luat de mult. O sticluță mică de Fanta cu portocale. Un pachet de biscuit și-o luat Filip. Un tub de frișcă, vreau să fac ciocolată caldă, să punem și noi frișcă la ciocolata caldă. Și mai am aici bulion, pastă dintre aceasta groasă, eu nu mi-am făcut pastă groasă, la mine am făcut sos și am făcut suc. Dar ăsta e dintre acela gros și mi-am luat așa, e foarte bun. Iar aici am niște cafea instant, marca lor, Bella Rom, cred că e marca celor de la Lidl. Este, am primit-o gratis, am avut de ales între asta și niște crochete, gen ale de pește, doar că nu le aveau pe stoc și mi-a expirat cuponul, așa că am luat asta cu cafea, arată așa, o lăsăm acolo în casă. Este tip Nest și chiar n-am mai băut foarte mult timp, că eu tot mi-am făcut capsule dintre acelea la espresor. Cam astea ar fi cumpărăturile, plus un bac de apă, pe care nu vi-l mai arăt, și o, 2 sticle de cola și încă ceva dulci am luat pentru sora mea că vine ziua ei, dar nu vă mai arăt nici asta. Cam astea ar fi cumpărăturile. Cam astea ar fi cumpărăturile, dragilor. Sper că v-a plăcut acest clip. Să-mi spuneți dacă mai facem haul-uri dintre acestea stând așa sau dacă vă plac mai mult haul-urile acelea în care vă arăt doar produsele, că acum m-ați văzut și pe mine pe aici. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut clipul acesta și sper că v-am dat ceva idei. Vreau să vă spun că eu am plecat țintit așa spre a-mi cumpăra anumite produse, de exemplu ceaiul de aici, ceaiul, untul și încă ceva, nu mai știu ce. Cănița, de exemplu, tot așa m-am plecat țintită spre ea. Pentru că am văzut la cineva, așa că sper că v-am dat și vouă niște idei. V-am pupat cu drag și ne vedem în următorul clip. Pa, dragilor! Pa! Calitatea este mai bună atunci când filmez cu camera din spate, așa că vă mai iau un cadru cu ceea ce poate n-ați înțeles din ce v-am arătat eu acolo în față. Produsele noi pe care nu le cumpăr de obicei ar fi această pastă de somon, ar fi chiflele pe care nu le-am mai cumpărat până acum și vreau să vă arăt. Opa! Cum arată, hopa din nou, mă descurc de minune, mă descurc bine, ce pot să zic. Ce n-am mai cumpărat? Ceaiul care arată așa în cazul în care nu ați văzut bine și vreți să-l vedeți. Untul este acesta. Pâinea este aceasta, dar sunt sigur că ați mai văzut-o pe la mine. Ciocolata asta arată demențial de bine, deci n-ai cum. Arată foarte, foarte festivă. Și aceasta așa. Și pizza, cam așa. Cam asta ar fi, dragilor. Vă pup! Ne vedem în vlogul următor. Pa!